Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Astăzi vom umple clătitele cu spanac, cu păstrăvioară sau prosciutto și cu feliuțe de brânzică. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit! Așa, eu clătitele deja le-am făcut. Astăzi o să le umplem cu spanac, tras la tigaie cu puțin ulei, sare și usturoi. Și aici am păstrămioară sau prosciutto, dar păstrămioară. Și cu feliuțe de brânzică topită. Le desfacem așa. Și pentru aluatul de clătite, eu l-am făcut săptămâna trecută în direct cu voi, îl găsiți aici pe pagina și pe canalul meu de YouTube, Prăjituri cu Camelia și Bucate Gustoase. Și eu am pus un ou, deci clătite fără cântar, un ou și avem așa un pahar de lapte de 200-250. Punem un praf de sare, adăugăm o parte din lapte, puțină făină și facem așa cu smântână groasă. Și apoi diluăm cu laptele rămas. Și să vă uitați la video să vedeți. Așa. Sunt calde. Așa. Și să știți că sunt făcute de ieri. Eu le-am încălzit puțin. Așa. Ca să punem brânzica noastră topită peste. Așa. Să se topească așa puțin. Și peste brânzica noastră o să punem așa câte o felie de păstrămioară. Și aici am spanac tras la tigaie cu usturoi. Și aceasta este puțin cald. Deci punem puțin ulei într-o tigăiță. Punem un cățel sau doi de usturoi, cât cum vă place, și îl îndim puțin. Și apoi punem, eu am pus spanac congelat. Și punem spanacul, punem căpăcelul, dacă e nevoie doar de o lingură de apă o să adăugăm, și puțină sare, dacă doriți și puțin piper. Și lăsați să se facă. Așa, și am să pun și puțin spanac așa peste. Așa. Și întinde. Întindem așa bine. Și acum o să răsucim. Încet, încet. Așa. Și după ce am răsucit, eu am aici scobitori și am să pun așa câte o scobitoare aici. Așa, cam la un deget distanță. Așa, mai punem încă una. Și acum, cu un cuțitaș, tăiem. O să tai capetele. Am să tai așa capetele. Eu să dau așa mai aproape. Aici avem brânzica noastră. Să le pun așa.
așa că parte. Și o să tăiem așa capetele. Avem clătitele noastre și le punem așa pe parfăiuță aici. Iată. Clătite pe scobitoare. Așa. Și tăiem aici la mijloc. Clătite pe scobitoare. Și le așezăm așa frumos. Bună ziua, bine ați venit! Ia uitați, așa arată clătitele noastre. Astăzi le facem așa. Și așezăm așa aici și tăiem capătul de aici, ultim. Și le dăm deoparte. Le putem și mânca. Așa. Am să aduc altă clătită, să mai facem încă una. Eu le țin ca să fie calde. Așa. Ia uitați-le cum arată, vedeți? Sunt ca și făcute de ieri. Și le-am pus, așa am să desfac, le-am pus într-o tigaie, am încălzit tigăița, am pus clătitele și am pus un capac și am închis. Și ele stau și acum noi când punem, așa se înmoaie puțin. Așa, mai desfacem încă una. Puteți umple cu ce doriți. Cu ce doriți. Așa, și punem așa aici. S-a lipit. S-o dăm așa mai pe mijloc. Așa. Și acum avem aici puțină păstrămioară. Puteți pune și sălămior de care vă place. Așa. Puțină păstrămioară. Eu pun doar în partea din mijloc și părțile astea două le răsucesc. Așa. Și aici avem spanacul tras la tigaie cu usturoi și cu puțină sare. Și îl întindem așa bine. Îl întindem așa bine, bine, bine. Puteți face și în, să le puneți așa pe masă ca aperitive. Și acum răsucim așa. Strângem. Așa. Și acum punem scobituri. Deci distanța așa cam de un deget să fie. Așa. A luat
sfatul este simplu. Cred că toată lumea știe să facă plăcite. Așa. Deci aluatul este făcut cu un ou, cam un pahar de lapte, făină cât este necesar. Și eu le fac la ochi. Dar eu pun un ou, un praf de sare și puțin lapte, o parte. Amestec bine cu untel, adaug făină până se formează ca o smântânică groasă, fără cocoloașe. Și după aceea adaug treptat alt lapte. Nu pun zahăr pentru că eu le folosesc și la umplutură dulce și la umplutură sărată. Și apoi le prăjim. Să vă uitați la video de săptămâna trecută. Și aici pe pagina Prăjituri cu Camelia și pe canalul meu de YouTube Prăjituri cu Camelia. Că l-am publicat și acolo. Și acum tăiem. Și spanacul. Am puțin ulei într-o tigăiță. Am pus un cățel 2 de usturoi. Tăiat în 4. L-am undit puțin. Am pus spanacul congelat. Puțină sare, puțin piper și lăsăm să se facă. Dacă acoperim cu un capăcel, și dacă nu-și lasă zeamă, adăugăm o lingură, două de apă. Nu mai mult, că nu trebuie. Așa. Și acum tăiem. Capetele le dăm deoparte. Așa. Și tăiem așa. Vedeți? Ia uitați. Clătite. Așa. Și le așezăm așa aici. Așa, ia uitați. Clătite cu spanac. Puteți pune și cașcaval în interior. Și spanacul, dacă este posibil, să fie călduț, că în momentul când clătita este caldă, punem cașcavalul, punem spanacul cald, punem o puțină păstrămioară sau sălămior, ce doriți să puneți, atunci se topește brânzica noastră, cașcavalul sau brânzica topită. Așa. Ia uitați. Vedeți? Așa arată. Clătite, umplute. Așa. Și le așezăm așa aici, frumos. Tăiem capătul. Așa. Vedeți cum arată? Așa. Și luăm câte una și o mâncăm. Să mai desfac două. Așa. Și desfacem. Aici avem brânzica noastră topită. Le desfacem. Eu am lăsat și linkul în prezentare de la clătite de săptămâna trecută. Le-am făcut cu voi în direct. Așa. Și cine dorește să se uite. Așa. Și avem aici prânzica noastră topită. Spanacul tras la tigaie. Și bună, Geta! Bună ziua tuturor! Și păstrămioară. Eu aici am prosciutto, puneți păstrămioară, sălămior, ce doriți puneți în interior. Așa. Acestea sunt clătitele, sunt făcute de ieri și eu acum le-am pus într-o tigăiță. Ia să punem mai întâi să se topească, că sunt calde. Am pus într-o tigaie mai mare, am pus clătitele una peste cealaltă,
cu căpăcelul deasupra, am deschis focul, am lăsat să se încălzească puțin și am închis. Și ele sunt calde, ați văzut, cam în ușa s-au făcut. Acum, punem, după ce am pus aceste feliuțe de brânzică topită, punem puțină păstrămioară. Așa. Punem așa, feliuțe de păstrămioară. Și deasupra adăugăm spanacul. Spanacul tras la tigaie. Așa. Puteți umple și cu ciupercuțe, cu ce doriți. Și cu broccoli, și cu ce doriți puteți umple. Așa, și acum răsucim. Așa. Încet, încet. Așa. Strângem puțin. Și avem scobitorile noastre și punem scobitori. Așa, la distanță de un deget. Punem mai întâi aici pe margine și la distanță de un deget adăugăm. Iată, puteți pune și degetul. Faceți mai repede. Așa. Și acum, cu un cuțitaș, tăiem marginea de aici, o dăm deoparte și pe mijloc, între scobitori, pe mijloc și tăiem încet. Ia uitați. Așa, și le așezăm așa aici. Clătite. Chiar dacă sunt făcute cu o zi înainte, să știți că sunt bune, bune, bune. Așa. Și le așezăm așa aici. Asta nu am strâns-o așa de bine. Așa. Ia uitați. A fost mai mult. Vedeți? Așa. E bun. Și tăiem încet. Ia uitați. Putem pune scobitoare, să o punem aici, ca să nu se desfacă. Așa. Și le așezăm așa aici, peste. Cine nu durește să le facă așa micuțe, ia uitați ce bine arată. Așa. Scobitoarea o putem pune așa să nu se desfacă. Aici. Se poate mânca pur și simplu așa întregi cum sunt. Așa. Asta să-l mai strâng așa puțin că nu este strâns bine. Punem scobitoare și tăiem. Și dăm deoparte. Vedeți? Așa. Mai facem încă una. Ia să mai aduc puțin spanac. Așa. Am mai adus puțin spanac. Mai avem puțin păstrămioară și să aducem o clătită. Mai întâi să-mi desfac feliuțele. Se desface. În momentul când eu aduc clătita, că este caldă, ele se topesc. Așa.
Mai desfacem încă una. Să văd unde este. Bună ziua, bună ziua, bine ați venit la Camelia în bucătărie, la prăjituri cu camele și bucate gustoase. Și nu numai, ne mai facem și altfel de rețete. Mulțumesc, Elena, mulțumesc. Aici nu găsesc unde este închisă. Ia să vedem. Am găsit. Mulțumesc. Pupici tuturor, pupici Geta. Așa. Și acum mi-aduc lătita caldă. Să știți că sunt făcute de ieri, nu sunt făcute de astăzi. Și cum v-am spus, într-o tigăiță punem pe foc, cu căpăcel să se încălzește, punem plătitele, închidem aragazul și ele stau. Și sunt moi. Ia uitați-le, vedeți? Plătite făcute de ieri. Ia uitați. Așa. Sunt bune, bune și gustoase. Acum punem brânzica noastră topită. Așa. Având în vedere că ele sunt calde, se lipește și se topește puțin. Punem păstrămioară. Sau cine stă în Italia poate pune prosciutto, cu asta e prosciutto cotto. Așa. Și spanac. Spanac tras la tigaie cu usturoi. Este spanac congelat. Am curățat 2 căței de usturoi. Am pus puțin ulei. Le-am tăiat în 4. Am pus pe foc până s-au undit puțin. Așa și-au schimbat puțin culoarea. Și apoi am pus spanacul congelat, dar puteți face și cu spanac proaspăt. Așa. Dăm deoparte. Și acum o să întoarcem și o să facem rulada și strângem așa bine. Că eu prima, a doua nu am strâns. Așa. Așa și strângem așa bine. Ia uitați. Vedeți? Și acum avem scobitori și punem așa câte o scobitoare aici. Și la distanță de un deget punem alta. Așa. Dăm deoparte și acum tăiem. Și așa, tăiem capătul. Tăiem așa, încet, pe mijloc. Vedeți? Așa. Aici am să mut scobitoarea. Și asta este de la margine. Este mai micuță. Pun așa în mijloc aici. Ia uitați. Vedeți? Bune, bune și gustoase. Așa. Un deliciu. Și tăiem. Tăiem așa frumos. Ia uitați. Scobitoarea noastră. Și să o înfingem așa bine. Așa. Le tăiem așa pe mijloc. Aici o să mai strângem puțin. Și tăiem capătul. Și dăm de parte. Ia uitați, vedeți? Clătite bune și gustoase.
așa arată. Și punem așa aici. Ia uitați și ultima. O așezăm aici, alături. Clătite umplute. Aceasta este rețeta de astăzi. Eu am lăsat și link-ul să vedeți cum am făcut clătitele. Așa, eu le-am preparat de ieri. Le-am avut în casă. Așa. Și astăzi doar le-am încălzit și le-am umplut. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Vă doresc multă, multă sănătate și numai bine. Și ne vedem cu următoarea rețetă. O zi frumoasă în continuare tuturor. Pupici, clătite, umplute, cu păstrămioară, cu spanac și cu brânzică topită. Ia da, ce bunătate! Un deliciu! Vă pup și vă mulțumesc din suflet. O zi frumoasă, la revedere și ne vedem cu următoarea rețetă. Pupici și multă, multă sănătate vă doresc. Vă îmbrățișez pe toți și pe toate. Mulțumesc, Geta, și vă mulțumesc tuturor din suflet. La revedere, pupici! La revedere!